Dear partners, dear dragi parteneri, dragi colegi, dragi prieteni, bună dimineața tuturor! Mă numesc Nighina Abazade, sunt reprezentantul rezident al UNFPA din Moldova, și sunt încântată să deschid dialogul online de astăzi despre perspectivele demografice a Republicii Moldova în 2020. 11 iulie, care este mâine, este Ziua Mondială a Populației a ONU și este celebrată din 1987 cu obiectivul de a concentra atenția publicului asupra urgenței și importanței problemelor populației. Evenimentul de astăzi este o oportunitate de asemenea și vrem să vorbim despre care sunt problemele demografice în lume. Evenimentul de astăzi este o oportunitate de a sensibiliza problemele demografice globale sub umbrela Zilei Mondiale a Populației și a Conversației Globale ONU 75. Este viitorul pe care vrem să-l vedem. Nu sunt posibile evoluții globale, regionale și de țară și subregionale fără date de calitate. Statisticile furnizează dovezi cantitative pentru formarea de politici și susțin deciziile guvernului, evaluând în același timp eficacitatea măsurilor politicilor în curs, pentru a se asigura că sunt luate în considerare drepturile și nevoile fiecărui cetățean. Acest eveniment de astăzi este de asemenea o șansă de a sublinia rezervele excelente ale BNS-ului din Republica Moldova. În furnizarea estimărilor corecte și în timp ale populației și migrației care sunt prezentate. Aceste date vor fi prezentate la viitorul Forum Mondial de Date al ONU anul acesta sau la anul. Și de asemenea, noi încă trăim în continuare perioada grea a pandemiei, iar variabile demografice sunt critice și trebuie luate în considerare când vine vorba despre managementul răspândirii și controlul bolilor, inclusiv definirea populației în situații de risc, modele de focar și intensitatea măsurilor de intervenție în domeniul sănătății publice. În sfârșit, aș dori să mulțumesc partenerilor noștri, Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, Ministerul Sănătății și Protecției Sociale, de asemenea, agențiile ONU și Biroul Coordonatorului Rezidențial al ONU, care au coorganizat acest eveniment și care au și care sprijină producerea datelor de calitate despre populație. Bun, la evenimentul de astăzi avem specialiști distinși și aveți numele acestora în program și noi am structurat acest dialog în trei secțiuni principale. Prima parte este despre rolul datelor și schimbărilor demografice în realizarea ODD-urilor. Primul panelist este doamna Nina Rusu, secretarul de stat al Ministerului Sănătății și Protecției Sociale. Doamna Rusu, mulțumesc frumos pentru că v-ați alăturat nouă și noi suntem încântați să vă avem pe dumneavoastră cu noi astăzi. Acum, Moldova are date mai exacte privind structura demografică, inclusiv fertilitatea, îmbătrânirea, speranța de viață. Vă rog să ne vorbiți despre problemele și utilizarea și cum vor fi folosite aceste date în formularea de politici în domeniul sănătății, societății, protecției sociale, finanțelor publice și economiei. Vă rog, doamnă Rusu, să ne spuneți aceste lucruri. Mersi frumos. Mersi frumos, Regina. Bună dimineața! Cadrul acestui eveniment important pe care îl organizăm în contextul celebrării Zilei Mondiale a Populației, care va fi celebrată mâine 11 iulie. Și acest eveniment, de fapt, este o platformă de discuții oportună, deoarece avem posibilitatea să schimbăm discuții despre schimbările demografice din Republica Moldova, ori acest aspect și la nivel mondial în cadrul Națiunilor Unite a fost ales ca un subiect mega important
pentru, sau mega tendință pentru conversațiile cele de a 75-a aniversare. Mai mult, dinamica populației și evoluția demografică a Republicii Moldova face parte și din agenda 2030 privind dezvoltarea durabilă. Un interes deosebit și sporit fiind focusat anume pe adoptarea de politici conforme care să reflecte realitățile și necesitățile populației și să asigure un progres sustenabil prin investiții în capital uman. De asemenea, Guvernul Republicii Moldova s-a angajat să depună eforturi conjugate pentru a asigura o dezvoltare a populației inclusivă și durabilă, pentru a asigura strategiile și programele naționale de dezvoltare, aspecte legate de dinamica populației și schimbările demografice. De asemenea, cum ați menționat, este foarte important în acest domeniu să acordăm o atenție sporită generării, colectării și folosirii datelor cantitative și calitative. În primul rând, să fie dezagregate pe, în funcție de gen, în funcție de sex, criterii de vulnerabilitate socială în procesul de planificare, monitorizare și evaluare a politicilor. Or, acest aspect se regăsește și în proiectul strategiei naționale Moldova 2030, care reprezintă documentul de bază privind viziunea națională pe termen lung de dezvoltare a țării până în anul 2030. Țin să menționez că acest document este în proces de adoptare în cadrul Parlamentului. Și ce ține de țintele de realizare ODD au fost adoptate la nivel național și se regăsesc în strategiile sectoriale. În partea ce ține de angajamentele internaționale, precum și ce ne dorim la nivel național, Moldova are trasate mai multe priorități pe care ni le propunem să le atingem și anume ne dorim să îmbunătățim disponibilitatea, fiabilitatea, calitatea și utilizarea datelor despre populații pentru a fi incluse la elaborarea și implementarea politicilor, precum și la măsurarea progresului sau la monitorizarea progresului obiectivelor de dezvoltare durabilă. De asemenea, este foarte important să asigurăm accesul la servicii de sănătate reproductivă de înaltă calitate, de a asigura reconcilierea vieții de familie cu cea profesională prin politici adecvate. Un alt aspect foarte important vizează asigurarea oportunităților pentru tineri în țară și peste hotare pentru a promova migrația circulară și asigurarea reintegrării cetățenilor reîntoși. Ori situația pandemică a demonstrat în acest sens că este nevoie de politici conforme la această situație. De asemenea, implementarea foii de parcurs pentru pătrânire activă pe baza planurilor sale de acțiune ne propunem să fie implementată pentru a asigura un trai decent, îmbătrânire sănătoasă și activă pentru persoanele în vârstă în Republica Moldova. Și nu pot fără să nu menționez despre faptul că Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în colaborare cu Fondul ONU pentru Populație, desfășoară deci un program Generație și Gen, care se realizează în Republica Moldova pentru prima dată și este bazat pe o metodologie internațională și a fost exemplificat în alte 24 de state. În cadrul acestui program este în desfășurare studiul Generație și Gen, care ne va oferi acele date extrem de importante în domeniu despre structură, despre schimbările în cadrul familiei, despre numărul de copii doriți, despre relațiile intergeneraționale între copii și părinți, precum și între bărbați și femei, și planificarea familiară, ceea ce ne va reprezenta o informație foarte utilă pentru viitoarele domenii de intervenție. Fiindcă vreau să menționez că în baza acestor date sau rezultatele acestui studiu va fi elaborat un plan de măsuri urgente în domeniul demografic, care va fi centrat anume pe valorificarea dividendului demografic, pe îmbunătățirea calității factorului uman și oferirea oportunității tinerilor în țară și precum acest plan va oferi și soluții concrete pentru depășirea acestor provocări din domeniu. Vă mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte frumos, doamnă Rusu, și cred că trebuia să menționez
de la bun început că traducerea este disponibilă. Eu cred că toți deja cunoașteți, dat fiind toate aceste evenimente online și platforme online, dar dacă nu ați observat, există interpretare disponibilă acolo jos pe ecran și puteți să alegeți engleza sau româna, care este indicată ca spaniola în această platformă Zoom. Bun, încă o dată mulțumesc foarte mult, doamnă Rusu, pentru împărtășirea acestor viziuni importante și evident că noi vom susține implementarea Moldovei 2030 și asigurarea drepturilor omului și drepturilor obiective sunt importante. Următorul panelist este domnul Valkov, director general al BNS-ului. Domnule Valkov, în primul rând vreau să vă felicit și mulțumesc dumneavoastră și angrejatul dumneavoastră pentru eforturile imense în a asigura că accesul la date este disponibil chiar și în cele mai problematice timpuri. Domnule Valkov, o săptămână în urmă BNS-ul a publicat deci estimările preliminare a populației și estimările demigraționiste pentru 2019. Vă rog să ne spuneți, domnule Valkov, despre ce credeți noastră, adică cât de precise, cât de exacte și cât de la timp au fost oferite aceste date, ca să putem să înțelegem care sunt schimbările demografice în țară și dacă acestea pot deci ele pot să ajute la elaborarea ODD-urilor și să înțelegem care sunt impacturile asupra publicilor. Mersi mult. Da. Stimați parteneri, colegi și prieteni, onorată asistență. Aș vrea să aduc mulțumiri organizatorilor acestui eveniment pentru invitația de a participa la acest eveniment. Mulțumiri deosebite aș vrea să aduc Fondului Națiunilor Unite pentru Populație în Republica Moldova, care este promotorul și a venit cu ideea de a organiza acest eveniment, anume de Ziua Populației, care este sărbată, după câte se cunoaște, în fiecare zi de 1 iulie. Este bine cunoscut faptul că Ziua Mondială a Populației a fost instituită încă în anul 1989, înainte ca Republica Moldova să devină țară membră a familiei ONU. Interesul, ideea de a celebra astfel de zi la nivel mondial a apărut în anul 1987, atunci când populația lumii a atins cifra de 5 miliarde de oameni. Aceasta s-a întâmplat anume în ziua de 11 iulie 1987. Astăzi, când suntem la 31 ani distanță, în martie, mai precis în martie 2020, numărul oamenilor care populează planeta Pământ a fost estimat la 7,8 miliarde și acest număr va continua să crească la nivel mondial. După cum se știe, Republica Moldova a devenit membra familiei ONU la 2 martie 1992 și timp de 28 de ani, țara noastră s-a bucurat de un sprijin, un suport substanțial din partea acestei organizații mondiale, fie în formă de asistență tehnică, suport metodologic, dar și financiar pe diverse domenii. Nu în ultimul rând, a beneficiat de asistență consistentă și statistica moldavă, pentru ce vreau să aduc sincere mulțumiri și cu această ocazie. Vreau să constat și să salut stabilirea unei frumoase tradiții în Republica Moldova, fiindcă a devenit deja tradiție ca Fondul Națiunilor Unite pentru Populație în țara noastră să organizeze în fiecare an, în această zi, frumoase și interesante evenimente pe diverse tematici legate de populație. La multe din aceste evenimente am participat și noi, Biroul Național de Statistică, și acest lucru nu este în zadar, fiindcă între UNFPA și Biroul Național de Statistică, pe parcursul anilor, s-a constituit un parteneriat serios și durabil. Întâmplător sau nu, dar anume în cadrul unor așa evenimente de Ziua Mondială a Populației, Biroul Național de Statistică lansa pentru publicul larg importante seturi de date legate de populație. Așa a fost în anul 2017, anul în care am finalizat prelucrarea datelor registrându-l populației și locuințelor din 2014 și am publicat datele. Deci, tot de Ziua Populației, dar deja în anul 2017, Biroul Național de Statistică a lansat o aplicație de acces la tezaurul de date obținute la datele privind registrământul. În anul 2019, beneficiind de suportul partenerilor de dezvoltare, și anume a Fondului Națiunilor Unite,
pentru Populație și Agenției Elvețiene pentru Cooperare, Biroul Național de Statistică a reușit să realizeze una dintre cele mai importante și complexe lucrări în domeniul statisticilor demografice, și anume revizuirea numărului populației. Aceasta a fost posibil de realizat prin estimarea numărului populației cu reședință obișnuită, având la bază rezultatele reținutului din anul 2014, precum și estimările migrației internaționale care au fost calculate utilizând datele privind traversările frontierei de stat. Această activitate a fost executată în corespundere cu cele mai bune metode și practici statistice internaționale pentru a spori calitatea statisticilor produse în conformitate cu recomandările internaționale din domeniu. Necesitatea calculării populației cu reședință obișnuită rezide din statutul Republicii Moldova de țară membră a ONU și semnatară a Acordului de Asociere Republica Moldova Uniunea Europeană. Aceste acorduri obligă sistemul statistic național să respecte principiile fundamentale ale statisticilor oficiale adoptate de către ONU, dar și codul de bune practici și statisticilor europene pentru a alinia sistemul statistic național la normele și standardele europene. Până în anul 2019, populația țării era supraestimată, iar migrația internațională subestimată, ceea ce nu permitea elaborarea politicilor statului bazate pe dovezi, focusate pe problemele majore ale țării și ale populației în particular, care să permită obținerea rezultatului scontat și îmbunătățirea calității vieții oamenilor. Astfel, modernizarea sistemului statistic național prin implementarea de noi metodologii și instrumente statistice unitare, standardizate, adaptate la necesitățile sociale și economice actuale ale țării, a permis estimarea calitativă a efectivului populației cu reședință obișnuită, un important indicator al statisticii demografice. Numărul populației cu reședință obișnuită stă la baza calculării unor importanți indicatori statistici din domeniul social, demografie, sănătate, protecție socială și altele, dar și din domeniile economic și chiar și politic, care ulterior sunt prezentate organizațiilor internaționale la care Republica Moldova face parte. Fie aceasta Fondul Monetar Internațional, ONU, Organizația Mondială a Sănătății și nu numai. Utilitatea la astfel de indicatori a fost demonstrată și în contextul pandemiei COVID-19, care au permis factorilor de decizie să evalueze obiectiv situația din țară, să estimeze impactul negativ al răspândirii virusului și oferă posibilitatea de a identifica măsurile necesare și soluțiile relevante a fi aplicate în contextul real existent. Datele despre mărimea, creșterea, distribuția și caracteristicile populației, aceste date fiind fiabile, accesibile și livrate la timpul cuvenit, sunt considerate esențiale atât pentru planificarea dezvoltării, prin ghidarea politicilor de dezvoltare care sprijină implementarea obiectivelor de dezvoltare durabile, cât și pentru evaluarea progreselor în realizarea noii agende de dezvoltare durabilă. Pentru atingerea acestor scopuri, producerea de date statistice, la general, dar și a datelor despre populație și migrație, inclusiv prin desfășurarea de recensământ a populației, li s-a alocat un loc aparte în cadrul ODD-urilor, ca unul din instrumentele de implementare a agendei globale reflectate în cadrul obiectivului 17, parteneriate pentru obiective. Colaborarea cu partenerii de dezvoltare, Fondul Națiunilor Unite pentru Populație și Agenția Elvețiană de Asistență, dar și altor parteneri de dezvoltare, ne permite implementarea celui de-al 17-lea ODD, adică revizuirea numărului populației fiind o activitate urgentă, necesară și importantă în cadrul acestui obiectiv. Și în acest an, conform tradiției, Biroul Național de Statistică va prezenta date privind populația, recent publicate, despre care a vorbit doamna Nighena Basada, care știm că sunt așteptate de către demografi, analiști, cercetători, publicul larg, de către factorii de decizie. Noi înțelegem responsabilitatea care revine Biroului Național de Statistică pentru producerea și publicarea unor date calitative privind populația. De aceea vom continua acest parteneriat strategic cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație, cu Agenția Elvețiană pentru Cooperare, cu alți parteneri, cu întreaga familie ONU, în persoana domnului Simon Springet, cărora vreau încă o dată să le aduc pe această cale sincere mulțumiri. Pe final, aș vrea să aduc sincere felicitări din partea Biroului Național Statistică
tuturor partenerilor noștri, tuturor participanților la acest eveniment, dar și tuturor celor care ne privesc și care au manifestat interes. Vă mulțumesc! Mr. Vakum, thank you so much for sharing your strategic vision and also for acknowledging the work of UNFPA and all other partners. Actually, we are here to support MBS and to support all government entities. Mulțumesc foarte mult. Noi, de fapt, suntem aici ca să sprijinim toate entitățile și acesta, de fapt, este rolul și sarcina noastră și vă mulțumim că ați menționat acest lucru. Și acum aș vrea să ofer cuvânt colegului meu, Simon Springett, coordonator permanent a Organizației Națiunilor Unite în Moldova. Domnul Springett, ONU a ales schimbarea demografică ca una din tendințele noastre de comunicare în toată lumea, în contextul aniversării 75, dar și dincolo de asta. Și săptămâna viitoare ONU va prezenta progresele în realizarea ODD-urilor, aparte a procesului național de revizuire. Care sunt provocările Moldovei în realizarea ODD-urilor? Cât de mult poate sistemul ONU să ajute Moldova să nu rămână nimeni în urmă și cum să facă schimbarea aceasta mega tendinței pe care a ales-o ONU pentru aniversarea sa de 75 de ani? Vă rog, vă aveți cuvânt. Mulțumesc, Negina. Bună dimineața tuturor și vă mulțumesc pentru invitația de a fi alături de dumneavoastră astăzi. Mă bucur foarte mult să pot să ajut la lansarea acestei conferințe pe seama schimbării tendințelor în Moldova. Din câte cunoașteți, e vorba despre ONU care sărbătorește 75 aniversare, câteva mega tendințe care modelează conversațiile în plan global și datele la toate nivelurile. Este acel aspect foarte important care sprijină dezvoltarea politicilor și investițiile în date sunt investițiile cele mai importante pe care un guvern poate să le facă și săptămâna viitoare, Republica Moldova va prezenta progresele în realizarea obiectivelor de rezultate sustenabil 2030 și dacă vreți să participați, puteți să participați la studiul care durează doar un minut. Cred că până acum aveam vreo 60 de mii de cetățeni din Moldova care au făcut acest studiu, au participat la acest exercițiu și cum ziceam, săptămâna viitoare, Republica Moldova va prezenta progresele în atingerea ODD-urilor pentru 2030 și angajamentul său de a nu lăsa pe nimeni în urmă și, de asemenea, angajamentele ambițioase de a realiza ODD-urile sunt reflectate și în Strategia Națională de Dezvoltare Moldova 2030, unde calitatea vieții rămâne a fi esența dezvoltării Republicii Moldova. Cu toate acestea, pentru a putea învăța din acest proces național de analiză și de a realiza obiectivele Moldova 2030, sunt necesare aceste date specifice și, în special, provocările cu care se confruntă grupurile, fie care sunt expuse riscurilor sau care au potențialul de a fi supuse anumitor riscuri, de a fi lăsați în urmă. Și scopul până la urmă este ca nimeni să nu fie lăsat în urmă și respectiv mai multe politici care să fie orientate către asta urmează să fie elaborate. Cu regret, noi nu putem să avem discuțiile astea fără a menționa șocurile economice și sociale cauzate de COVID-19, care a avut un impact semnificativ demografic în multe țări, inclusiv în Moldova. Și aceasta subliniază diferențele existente, provocările existente pe care Moldova le are, cu care se confruntă timp de mai mulți ani. Și săracii devin mai săraci, persoanele în etate mai vulnerabile și migranții mai izolați de familie. Pandemia afectează comunitățile marginalizate îndeosebi și subliniază diferențele. Și
depinde de noi cât de repede ne vom, vom redresa după această pandemie. În primul an acestei deceniu de acțiune de realizare a ODD-urilor către 2030, noi nu trebuie să permitem coronavirusului să înrăutățească inegalitățile deja existente. Și pentru a atinge acest lucru, noi trebuie să implicăm specialiștii în domeniul datelor, decidenții politici, societatea civilă, mediul academic, mass media, sectorul privat, ca și guvernul ca partener în toate astea, ca să putem să abordăm toate lucrurile astea împreună. Aceasta necesită date cu privire la populație, migrație, care să fie exacte și solide. Biroul Național Statistic a elaborat lansat cifrele cele mai recente și noi trebuie să muncim împreună ca să ne asigurăm că folosim aceste date în cel mai bun mod. Și pentru a încheia, aș vrea să mulțumesc UNFPA pentru organizarea evenimentului de astăzi și cooperării elvețiene pentru sprijinul lor continuu, pentru sistemul ONU în Moldova și, în cel mai important mod, pentru Biroul Național de Statistică. Și aș vrea să, să vă laud pentru lucrul făcut la BNS și să spun că lucrul este foarte important și aștept cu nerăbdare continuarea parteneriatului. Mulțumesc, Simon! Următoarea va lua cuvânt doamna Caroline Tissot, șefa Agenției Elvețiene de Cooperare. Agenția dumneavoastră este de mai mulți ani partener a instituțiilor din Moldova și Elveția, de fapt, găzduiește forul care a fost planificat pentru octombrie, dar probabil va fi amânat din motive evidente. Carolina, ați putea să ne spuneți perspectiva dumneavoastră cu referire la rolul datelor și implicarea Elveției în sprijinirea Moldovei în acest sens? Mulțumesc, Knighina, pentru că mi-ați oferit cuvânt și domnul Valkov, mulțumesc frumos, și domnul Springet și doamna Rusu pentru cuvintele spuse referitoare la cooperarea noastră și parteneriatul nostru. Da, de fapt, calea către Berna va dura un pic mai mult decât prevăzut și acel for va avea loc cel mai probabil anul viitor. Dar acest lucru ne dă mai mult timp, mai multe oportunități de a consolida oportunitățile de dezvoltare. Deci, haideți să facem, chiar dacă drumul e mai lung, să fie un drum mai bun decât cum a fost prevăzut la început. Totodată, acest lucru ne permite să învățăm bine lecțiile care ne-au fost date de pandemia COVID. Și eu sper că va fi și o întrunire fizică, nu online. Și, în genere, noi subestimăm rolul critic al datelor statistice și informațiilor oficiale. Pentru că, cum a fost menționat deja, să ai date exacte statistice este foarte important pentru a măsura progresul și provocările cu care se confruntă unele țări. Și, bineînțeles, statistica nu este totul, dar este o verificare importantă a realității, un test al realității. Este foarte important pentru toți noi, pentru sectorul privat, pentru decidenții politici, pentru guverne. Și eu cred că domnul Springet ați menționat foarte bine că noi trebuie să avem o abordare cuprinzătoare cu implicarea guvernului. Adică nu să fie doar BNS care se ocupă doar de date statistice, dar toți și alte instituții, inclusiv Poliția de Frontieră și alte instituții care ar fi utile pentru acest exercițiu. Adică, cu adevărat, avem nevoie de o abordare cuprinzătoare tot guvernul, avem nevoie de a sprijini BNS-ul ca să aibă un rol de lider în acest sistem. Am văzut exemple foarte multe bune, cum BNS a contribuit la discuțiile în plan internațional, cum a contribuit la raportul național voluntar al Moldovei cu datele din anexă care a fost pregătite de BNS. Aș vrea să subliniez marile succese de cooperare pe care le-am avut împreună și a fost un proces dificil. Vreau în special să subliniez acest lucru.
Era vorba despre datele cu privire la populație și migrație în Moldova, care au fost publicate anul trecut în iunie. A fost prima cifră, primele cifre credibile cu privire la populație și migrație din 1999. Este o realizare. Săptămâna trecută am făcut o actualizare a acestor cifre și a fost menționat deja. Acum avem un tablou mai clar a structurii demografice în Moldova și a tendințelor de migrație. Niciodată nu este frumos ca într-o țară, când într-o țară pleacă oamenii și cifra populației descrește, dar e bine să știi de ce, să știi lucrul ăsta, să înțelegi de ce și să putem să creăm un răspuns colectiv mai bun. Un alt sprijin important pe care îl facem împreună cu dumneavoastră și cu UNFPA este dezagregarea datelor la nivel local. Și acest lucru a fost un aspect menționat în sectorul de sănătate și de a ști demografia mai bine la nivel local și structura acesteia la nivel local. Este important de a ajuta guvernul și partenerii de dezvoltare care sprijină Moldova să cu referire la reformele în domeniul sănătății, domeniul educației, adică toate aspectele astea sunt foarte importante și este o implicare foarte bună pe care o aveam cu toții împreună și săptămâna viitoare eu aștept cu nerăbdare să audiez raportul național voluntar al Moldovei, diferitele secțiunile acestea, în diferite circumstanțe, în baza acestei evaluări oneste, îl avem și pe Alexei Buzu din partea societății civile la acest raport și ați făcut și anexa cu datele statistice. Da, și aștept cu nerăbdare să vedem și în recomandările în raport este o recomandare foarte, adică că trebuie de făcut eforturi ca să măsori toate țintele și acest lucru de fapt amintește cât de important este rolul dumneavoastră și această abordare tot cuprinzătoare cu implicarea tuturor agențiilor guvernului este foarte important. Ne amintește că toate datele administrative trebuie să fie împărtășite cu PNS prezentate Biroul Național de Statistică și cu tot respectul pentru și cu toate rigorile cu privire la protecția datelor cu caracter personal. Și aici mă opresc, dar vreau să mulțumesc încă o dată domnului Valkov și echipei Niginei și echipei sale și domnul Springet, mersi foarte mult pentru buna cooperare pe care o avem în Moldova și aștept cu nerăbdare să ascult următorii vorbitori. Mulțumesc, Carolin. Aș vrea să amintim că după fiecare cifră este o ființă umană, fată, băiat, femeie, bărbat. După fiecare cifră stă o istorie umană și haideți să nu uităm acest lucru și haideți să vedem cum datele reale pot fi folosite pentru programe și politici care să influențeze, afecteze viața fiecarei persoane. Pe această notă, continuăm cu a doua parte a dialogului nostru, care este drumul către Berna, progresele Moldovei în îmbunătățirea statisticilor și experiențelor naționale. Am auzit un pic că drumul la Berna se întinde puțin, dar este o oportunitate pentru noi să primim, să avem ceva mai mult timp pentru reflecții asupra lecțiilor învățate. În a doua parte a dialogului vom avea doi speakeri remarcabili. E vorba despre Valentina Estrate, șefa departamentului sau direcției recensământ și îl avem pe șeful secretariatului Paris 21. Și acum ofer cuvânt Valentinei. Și am discutat datele recent publicate de BNS cu referire la migrație, populație și migrație. Vreau să prezentați aceste cifre și să ne dați un pic de interpretare cum aceste date pot fi interpretate și folosite pentru factorii de decizie, pentru cei ce elaborează politici. Valentina, aveți cuvânt. Bună ziua, stimați colegi.
Eu am să am o prezentare, am să împărtășez ecranul, dar să-mi spuneți dacă se vede. We can see it, that's fine. Am să încerc să-i dau full screen. Can you please? Yes, that da. Works. Se vede bine și... Da, e bine. Stimați colegi, permiteți-mi, vă rog, să vin cu datele statistice referitor la estimările populației și migrației internaționale pentru la începutul anului 2020, pentru migrație internațională, pentru anul 2018 și cele preliminare pentru anul 2019. Am să mă refer îndeosebi la datele populației cu reședință obișnuită, estimările migrației internaționale, indicatorii demografici care rezultă sau rezultați din aceste estimări și care lecții învățate le-am extras noi din acest exercițiu sau din acest exercițiu, mai bine zis, anual, provocările pe care le-am întâlnit și care sunt pașii următori propuși de către Biroul Național de Statistică și partenerii de dezvoltare în timpul apropiat. Pentru a trece la cifre nemijlocit, vreau să readuc aminte unele concepte. Populația cu reședință obișnuită sunt toate persoanele care își au reședința obișnuită în țară la un anumit perioadă de timp. Dacă ne referim la statisticile demografice, acesta este 1 ianuarie și locul sau reședința obișnuită este definit ca locul în care persoana locuiește continuu cel puțin 12 luni, indiferent de absențele temporare. Adică dacă persoana pleacă undeva peste hotare, indiferent de motiv, pe o perioadă scurtă de timp sau la odihnă sau într-o deplasare sau în scop medical, persoana oricum se consideră cu reședință obișnuită în țară. În acest context, cel puțin sau majoritatea timpului din 12 luni a fost transpus ca cel puțin 9 luni într-o perioadă de 12 luni. Adică dacă persoana locuiește pe teritoriul Republicii Moldova cel puțin 9 luni cumulativ, ea este considerată persoană cu reședință obișnuită în țară. Acestea sunt ultimele estimări. Pentru anul 2020, la 1 ianuarie, sunt estimările provizorii. Astfel, numărul estimat la 1 ianuarie 2020 este de 2.640.000 persoane, în scădere cu aproape 228.000 persoane de la începutul anului 2014 și cu 45.000 față de anul precedent. Se observă o tendință de micșorare a numărului populației în fiecare an. Dacă e să vorbim despre distribuția pe sexe a populației cu reședință obișnuită la 1 ianuarie 2020, în continuare populația predominantă este cea feminină, constituind 51,9% conform datelor provizorii. Dacă e să ne referim la rata de creștere anuală a populației, Republica Moldova nu este într-o situație foarte bună. Dacă e să ne uităm la clasamentul la nivel mondial, Republica Moldova este ultima în acest, din păcate este ultima în acest clasament cu o rată de creștere de minus 1,7% conform datelor provizorii, astfel fiind țara cu cea mai mică rată de creștere în lume. La nivel mondial, această rată de creștere este pozitivă de 1,1%, la nivel european
este de 0,2 și la nivel european și Asia centrală de 0,4% o rată de creștere anuală. Aici aș vrea să vă prezint clasamentul țărilor, celor 10 țări de la capătul clasamentului, unde Moldova este clar că se observă, are o rată de creștere de 1,7. În acest clasament se regăsește și România și Ucraina, însă cu rate mult mai ridicate, deși sunt negative, sunt mai ridicate decât cele în Moldova. Dacă acestea sunt componentele creșterii populației pentru perioada 2014-2019, se observă că motivul principal al descreșterii populației este totuși migrația netă. Sporul natural are și el o contribuție, dar una nesemnificativă. Deși observăm că în 2019 sporul natural aproape s-a dublat. Aș vrea să menționez aici că sporul natural pentru anul 2019 a fost estimat în baza ratelor migrației din anul 2018. Dacă e să ne referim la distribuția pe vârste și sexe a populației la 1 ianuarie 2020, piramida populației ne arată clar un model de micșorare a populației la vârstele 30-55 de ani, ceea ce reprezintă practic un efect cumulativ al ratelor migrației în ultimele decenii. Micșorarea numărului populației la vârstele mici, la copii, ar putea fi explicată prin faptul că deja migrează familiile în întregime, părinții peste hotare deja își iau și copiii pentru a se stabili acolo. În continuare voi veni cu câteva date referitor la migrația internațională, nu înainte de a veni cu o scurtă definiție Astfel, un imigrant este persoana care a intrat în Republica Moldova, a locuit aici sau a stat aici cel puțin 9 luni, în anul următor și înainte de aceasta a petrecut 9 luni peste hotare. Un imigrant este persoana care a locuit cel puțin 9 luni într-un an în Republica Moldova și s-a stabilit peste hotare, locuind acolo tot cel puțin 9 luni de zile. Migrația netă este diferența dintre numărul de imigranți și numărul de emigranți în timpul unui an. Datele finale pentru migrația internațională sunt pentru anul 2019. Foarte repede aș vrea să arăt de ce sunt pentru 2018. Pentru a calcula migrația internațională pentru un anumit an se utilizează 3 ani consecutivi. Astfel, pentru 2017, când am estimat migrația internațională, s-au utilizat traversările pentru anii 2016, 2017, 2018. Pentru 2018 s-au folosit 2017, 2018 și 2019. Iar pentru a calcula migrația pentru anul 2019, avem traversările frontiere de stat a persoanelor fizice furnizate de Inspectorat General al Poliției de Frontieră pentru anii 2018 și 2019, însă nu avem traversările pentru anul 2020. Astfel, estimările finale pentru migrația internațională în anul 2019 vor fi disponibile în 2021 după finalizarea anului 2020. Și aici o mică explicație pentru estimarea anului T. Avem nevoie de anul T-1, T și T plus 1 în continuare. Astfel, aici aș vrea să
accentuez că atât migrația este un fenomen destul de intens în Republica Moldova, atât bărbații cât și femeile sunt antrenate în migrație, totuși bărbații sunt mai implicați în migrație. Pentru anul 2018 avem un număr de 116.000 emigranți, inclusiv migranți reîntorși, un număr de 158.000 de emigranți și o migrație netă de minus 41.000 de persoane, ceea ce reprezintă un număr cu care a scăzut populația Republicii Moldova. Dacă e să ne referim la distribuția pe secția migrației internaționale, iată aici avem ratele migrației internaționale pentru bărbați sau pentru bărbați și pentru femei pe grupe de vârstă quincenale. Observăm că pentru bărbați ratele migrației nete sunt cele mai mari la vârsta de 20-24 de ani, unde avem o rată de imigrare peste 60 la 1000 de persoane și o rată de emigrare peste 110 persoane la 1000 populație. La femei, la fel, se observă o ratele migrației nete sunt mai mari la vârsta de 20-24 de ani, cu ratele de imigrare peste 45 la aceeași grupă de vârstă și rate de emigrare aproape de 100 la 100 la 1000 pe populație. Dacă să ne referim la unii indicatori demografici, observăm că rata natalității în 2019 a scăzut față de 2018, fiind de 12 copii născuți la 1000 locuitori. Dacă e să ne referim la ratele mortalității, acestea au fost ușor în scădere, micșorându-se de la 13,8 la 13,7 decedați la 1000 locuitori. Dacă să ne referim la rata totală de fertilitate pentru anul 2019, aceasta a constituit 1,77, deși este o rată destul de bună pentru noi și la nivel european suntem în top țări cu așa o rată de fertilitate, totuși noi nu ajungem la acel nivel de înlocuire a fertilității de 2,1. Dacă să ne referim la ratele de nupțialitate și ratele de divorțialitate, avem ratele de nupțialitate. Acestea au fost în ușoară creștere față de anul precedent, iar ratele de divorțialitate s-au păstrat aceeași tendințe în anul acesta. Dacă este să ne referim la lecțiile învățate și provocările, aș vrea să menționez că foarte important să avem parteneriate și colaborări cu deținătorii de date administrative, dar și cu utilizatorii de date. Totodată să avem o comunicare continuă pe tot parcursul procesului de producere a datelor cu toți utilizatorii, așa încât să utilizatorii să înțeleagă cum sunt produse aceste date și cum pot să le folosească. Totodată, una dintre lecții învățate este că conceptul de reședință obișnuită este un proces destul de lung de implementare acesta în statistica oficială și se face treptat în diferite domenii. Și aici m-aș referi nu doar la statistica oficială, dar și în genere în țară și în alte instituții.
Totodată, împărtășirea experienței, atât la nivel local, cât și la nivel internațional, joacă un rol destul de important. Și aici mă refer la experiența sau suportul care l-am avut din partea experților naționali și internaționali oferite către partenerii noștri. Printre provocări aș menționa accesul la sursele, la datele personale din sursele administrative, care este o necesitate pentru Biroul Național de Statistică ca să putem veni cu date mai dezagregate și mă refer aici la date la nivel teritorial. Totodată, în procesul de acces a datelor la surse administrative, am constatat că este nevoie de a armoniza legislația pe diferite aspecte. Dacă e să ne referim la modernizarea în statistici, aici aș vrea să accentuez faptul că multe dintre activitățile recalculului populației sau calculul migrației internaționale sunt efectuate acum, să zic așa, parțial automatizat, parțial manual, iar ne dorim ca în viitor sau în viitor apropiat să dezvoltăm un sistem de evidență statistică a populației pentru a cumva a ușura acest proces de estimare a principalilor indicatori. Și totodată aș vrea să menționez că implementarea sau utilizarea populației cu ședință obișnuită atunci când îi raportăm la diferiți indicatori provoacă anumite dificultăți, deoarece în special la indicatorii pe educație sau pe sănătate, unde avem diferențe care ar trebui analizate, discutate, explicate față de indicatorii precedenți. Care ar fi pașii următori? Ne propunem împreună cu partenerii noștri de dezvoltare să dezvoltăm un sistem integrat al populației și migrației, m-am referit un pic la slide-ul precedent, adică unificarea surselor de date administrative despre populație deținute de Agenția Servicii Publice și traversările frontiere de stat deținute de Poliția de Frontieră, care ne-ar permite să automatizăm cumva procesul de estimare și de estimare a numărului populației și migrației internaționale. Totodată, cu suportul partenerilor, dar și autorităților centrale, suntem la etapa în care încercăm să estimăm numărul populației la nivel teritorial. Aceste statistici sunt foarte solicitate de către autoritățile centrale, locale, mediul academic, societatea civilă și considerăm că doar în echipă, lucrând în echipă, vom putea ajunge la aceste rezultate care va permite autorităților centrale să elaboreze politici bazate pe dovezi, atât la nivel național, cât și la nivel local. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. Mulțumesc frumos, Valentina. Acest slide privind lecțiile învățate și provocările este cel mai important și abordează aceste provocări pentru a susține BNS-ul și alte agenții de stat. Mulțumesc frumos! Următorul nostru vorbitor este Johannes Jetting, șeful executiv al Secretariatului Paris 21. Mulțumesc frumos pentru timpul acordat și că v-ați conectat de la Paris. Apreciem foarte mult! Și bine ați venit la în familie. Întrebarea pe care o am pentru dumneavoastră este că e vorba despre cum alte oficii statistice din regiune sunt afectate de COVID-19. Și știm că pandemia COVID induce presiune enormă asupra obținerii datelor. Cum aceste oficii statistice abordează această problemă și cum
și cum, cât de importantă este capacitatea acestor oficii în urmărirea ODD-urilor, chiar și în aceste timpuri grele ale pandemiei. Domnule Giuting, aveți cuvântul, mersi frumos. Mulțumesc mult pentru aceste cuvinte frumoase de prezentare și bună dimineața, bună dimineața tuturor. Deci, într-adevăr, eu nu sunt la Paris, dar sunt într-un sat micuț, 20 de kilometri de Paris. Dacă vă imaginați, în spatele meu este turnul Eiffel, 20 de kilometri în altă direcție este turnul Eiffel. Deci este o plăcere enormă și vreau să vă mulțumesc pentru faptul cum ați invitat. Suntem foarte încitați, suntem parteneri buni. Paris 21 este un parteneriat care aduce împreună producătorii de date și utilizatorii de date în ce privește fortificarea sistemelor statistice și eu cred că ceea ce faceți voi aici este exact în linie cu ceea ce noi susținem la nivel global. Deci noi suntem implicați în Africa, Asia, America Latină și am avut niște contacte foarte interesante cu niște colegi de la Biroul Statistic la UNECE. UNECE și îmi pare foarte bine că sunt cu voi astăzi dimineața. Deci de asemenea am vrut să felicit colegii mei de la BNS. Deci ceea ce am făcut noi, noi am avut un monitor statistic, este un instrument global de urmărire a capacităților statistice și le puteți găsi pe site-ul nostru de internet. Și pentru Moldova este uimitor, voi, scorul vostru este al doilea la nivel global printre țările în dezvoltare. Dat fiind indexul de capacitate statistică, este un indicator compus care măsoară capacitățile și este chiar remarcabil. Eu vă felicit pentru un lucru foarte bun pe care le faceți și îmi pare foarte bine fac o legătură acum cu intervenția lui Carolin. Deci vorba este drumul lung spre Berna. Deci eu sunt de acord cu ea. Știți cum uneori sunt niște blocaje rutiere pe aici pe acolo, dar acum drumul spre Berna va fi puțin mai lung, dar va fi unul incitant și ne oferă mai mult timp ca să ne gândim la anumite lucruri la care o să vorbesc, pe care o să vorbesc, în special când vine vorba despre investiții în sistemele statistice. Deci, în intervenția mea scurtă, vreau de fapt să pun accentul pe COVID-19 și de ce are sens acum să investim în sistemele statistice din partea Guvernului Național și din partea agențiilor de ajutor internațional. Și vreau să mulțumesc Elveția, care este un suporter foarte bun al capacității statistice în toată lumea și prin Paris 21. Haideți să încep și de fapt asta se pliază pe ceea ce a spus Simon și ce a spus alții. Deci COVID-19. Pandemia globală de COVID-19, eu cred că sunteți toți de acord cu mine că, din punct de vedere statistic, pentru oamenii care lucrează în statistică, acesta a fost un moment uimitor, pentru că niciodată datele statistice nu au fost atât de importante, indiferent dacă ești în regim autocratic, ești într-o democrație, în toată lumea, toți vorbesc despre rată de mortalitate, de decese, despre oamenii se uită la Universitatea John Hopkins și oamenii sunt interesați în date și în statistice. Deci eu cred că un alt lucru important pe care l-am văzut noi, acele țări care de fapt bazează politicile lor pe evidențe, care folosesc știința și evidențele și datele care rezultă din evidențe bune, ele sunt poziționate cu mult mai bune în a rezolva criza decât acele țări care nu se bazează pe știință. Este un rezultat foarte interesant pe care nu l-am fi imaginat anterior. Imaginați-vă că guvernele fac aceste deci autoizolare în baza statisticei. Deci criza și solicitarea de evidențe mai bune este bun pentru statistică, este bun pentru date și statistică. Însă, există un însă și însă este că sunt foarte multe date pe piață, sunt atât de multe furnizori de date, încât că oamenii simpli cred că sunt toți de acord cu mine. Ei sunt copleșiți. Deci eu sunt un cetățean din Franța și mă uit la televiziunea germană, franceză, televiziunea internațională și vezi toți acești doctori, medici care vorbesc cu legitimități diferite și dau date diferite și oamenii sunt copleșiți și sunt confuși. Deci ce e nevoie? E nevoie de calitate, date de calitate și aici date de calitate sunt importante. Ele vin din statisticile de la instituțiile naționale de statistică. Ele sunt produse conform standardelor internaționale, datele vin din sistemele administrative, dar
are o diferență foarte mare dacă datele sunt produse conform standardelor de calitate sau dacă sunt produse pur și simplu conform standardelor pe care nu le poți controla. Deci primul meu punct pe care eu vreau să-l accentuez pentru voi este că haideți să folosim această criză pentru, într-adevăr, să avansăm o agendă pentru date de calitate. Este foarte, foarte important. Istoria tristă este că, din păcate, partea tristă a lucrurilor este că, din păcate, și mă întrebați pe mine despre cum oficiile statistice lucrează acum, în acest moment, când există o cerere mare pentru date bune și mai bune. Deci, povestea este că ele, deci, biroul național, acum ele sunt scurse, ele sunt scurse de date. Why? Ele suferă foarte mult. De ce? De ce suferă? În primul rând, așa cum am explicat eu, este o cerere mare. Toți vor date ieri. Acum vor. Deci, acum, dar producerea datelor de calitate durează în timp. Și guvernele nu au răbdare, oamenii nu au răbdare și vor datele acum. Ei sunt frustrate, deci ei sunt frustrați și merg la companii din sectorul privat. Asta e o problemă. Alta problemă este pe partea de producere. Și colegii mei de la Bureau de Statistică, ei pot să explice mult mai bine decât eu. Dar evident că ei nu pot să facă discuțiile individuale. Deci, de obicei, cum faci rata inflației? Mergi la piață, întrebi, calculezi rata inflației, dar nu mai este posibil acest lucru. În 90% din cazuri există o evaluare deci care cere oficiilor statistice din toată lumea și 90% au oprit aceste colectări, intervievări individuale și acum ei sună oameni. Dar imaginați-vă, nu e ușor să suni omul, da? și să ceri aceste date statistice. Nu este foarte ușor. Încă un lucru este impactul asupra recensământelor. Recensământele sunt un aspect cheie pentru a produce date. Trebuie să ai date bune de recensământ pentru a lucra cu datele mari. Datele mari foarte des se bazează pe date de recensământ. Deci faptul că nu se fac recensământe are și un impact destul de mare de asemenea. Deci în acest sens, haideți să repet, mai multe date statistice. Oamenii sunt interesați în mai multe date statistice, dar pe de o altă parte, oficiile statistice sunt supraaglomerate. Ce putem să facem? Ce facem? Deci eu cred că aici este acolo apelul meu către voi. Deci COVID-19, criza COVID-19 a făcut solicitarea de finanțare mai bună și mai multă. Este urgentă, avem nevoie de mai mulți bani pentru oficiile statistice și avem nevoie de mai finanțare mai bună, de calitate. Haideți să vă spun că investițiile necesare la nivel global nu sunt atât de mari, 6 miliarde pe an, comparativ cu alte investiții în sănătate, infrastructură. Dacă te uiți la aceste bugete, nu este atât de mult, însă agențiile donatoare, ele nu reușesc să investească în statistică, pentru că din motive lese de înțeles. Dacă investești în statistică sau dacă dai bani la un spital, atunci imaginează-ți unde vezi, din punct de vedere a cetățeanului, unde vezi rezultatul, da? Adică vezi mai multă atenție și mai multe câștiguri. Deci este o problemă aici și eu de asemenea îmi dau seama că Moldova a primit 3 milioane din partea donatorilor UE pentru statistică. Este foarte bine. Între planul vostru statistic nu este finanțat total. Deci, dumneavoastră, ați împărtășit această informație cu alte țări. Deci, ce putem să facem? Eu cred că un lucru este că apelul pentru mai mulți bani la nivel internațional, eu pot să vă spun că există, deci nouă ne place cuvântul Berna, drumul spre Berna, da? Și rețeaua Berna. Deci toți sunteți invitați la rețeaua Berna, este o rețea informală de guverne, instituții, ONG-uri, o statistici naționale de statistică din toată lumea. Este o rețea informală care de fapt promovează agenda unor finanțări mai bune și mai multă. Deci aducem împreună donatori și producători de date de statistică. Și ideea de bază este că să mobilizăm resurse mai multe din partea guvernului, dar de asemenea să cheltuim mai bine. Deci, și să vorbesc despre cheltuiară, despre cheltuieli. Problema cheie nu este să pompezi mai mulți bani în sistem, dar așa cum știm,
acum sunt probleme de coordonare. În foarte multe țări în care lucrez, nu pot să vorbesc despre Moldova, dar cred că înțelegeți, în foarte multe țări africane, asiatice, în care am fost, oficiile statistice se plâng că sunt prea mulți donatori care oferă suport pentru lucruri diferite și este foarte greu pentru coordonare și investiții în sisteme. Deci, încă un lucru este că comunicarea despre rezultate este destul de complicată în ce privește comunicarea, pentru că auzim noi că producerea statistică este un lucru, dar să le transform în politici bune este un alt lucru. Diseminarea, comunicarea, impactul este alt lucru important care trebuie îmbunătățit. Și aici, evident că asta este o parte importantă care trebuie să fie făcută. Deci sunt destul de multe lucruri ce trebuie făcute ca coordonare, aliniere și de asemenea, așa cum a fost spus, investiții în sectoare. Haideți să vă spun și eu o să concluzionez că nu prea am mult timp. Este foarte important. Foarte des avem investiții în sectoare de politici. Investim în sănătate, educație, infrastructură. Și dacă facem acest lucru, de asemenea dăm bani pentru măsurarea sănătății, infrastructurii. Dar ceea ce lipsește este investiția în întregul sistem. Și aceasta este o problemă, pentru că sistemul statistic, dacă vrei să faci un răspuns bun într-o criză, politicile de recuperare, cum știi dacă ai, dacă ai nevoie pentru migrație? Deci ai doar statistică pe migrație, nu sunt suficient de bune. Trebuie să ai statistici pe angajarea femeilor, angajarea neoficială și asta vin din diferite instituții. Deci este un pachet întreg. Avem nevoie să convingem donatorii și guvernele că trebuie să investească în sisteme și de asemenea să facă utilizare mai bună acestor date mari. Pentru că multe guverne cred că statistica este bună, dar datele mari pot să o facă, doar un telefon mobil. Deci nu este adevărat acest lucru, nu este adevărat. Datele bune, datele mari pot complementa, dar ce trebuie să faci este date fundamentale. Haideți să închei și sunt foarte incitat, entuziasmat de acest eveniment. Promovarea datelor și statistică este foarte important. Paris 21 este un parteneriat și vrem să fiți asociați cu el și vrem să fim noi asociați cu discuția de Moldova și suntem implicați în comunicarea cu ei. Deci avem rețeaua de la Berna, vă rog să veniți în ea și vrem să avem și practici bune din țară, cum să abordăm COVID-ul. Deci noi monitorizăm nu doar care este impactul COVID-ului, dar este interesant pentru voi ce putem să facem, ce se poate de făcut, cum putem să rezolvăm problema, pentru că criza ar putea să dureze până la anul și poate și mai mult. Trebuie să ne gândim la producerea statistice în această viață, deci în această realitate. Mersi mult pentru această investiție. Vă doresc un dialog minunat și, doamnă moderator, vă dau cuvântul dumneavoastră. Mersi mult. Mersi frumos pentru această invitație și pentru această oportunitate. Mersi. Mulțumesc frumos, domnule Juting, pentru această intervenție inspirată și interesantă. Într-adevăr, este foarte critic, este foarte important datele de calitate să fie produse de către statisticieni profesioniști și aceasta pune o presiune și mai mare pe noi toți când vine vorba despre suportul necesar din partea partenerilor de dezvoltare. Și evident că alte puncte pe care noastre le-ați evidențiat, coordonarea, alinierea, impactul asupra politicilor, este foarte important pentru a urmări progresul din punct de vedere multisectorial. Evident, sunt de acord. Și îmi pare foarte bine să aud că BNSE-ul din Moldova deci are un punctaj înalt la nivel global, este o artă realizare pe care putem să o sărbătorim. Deci, acestea fiind spuse, mai avem câteva minute pentru a pune întrebări, dacă avem câteva întrebări. Noi am finalizat două secțiuni de bază și vom avea încă o secțiune în care, de asemenea, vom avea vorbitori inspirați. Deci, în cazul în care aveți întrebări, putem să le preluăm de la pe Facebook, le putem răspunde. Haideți să văd, să întreb colegii mei. Noi avem întrebări. Bun, dacă vom reveni. Acestea fiind spuse, eu vreau să dau cuvântul moderarea următoarei secțiuni lui Diana Răileanu, care va face această moderare. Și, doamna Diana, aveți cuvântul.
Thank you very much, Nighina. Good afternoon. Actually, good morning, everybody. Dragi prieteni, mie îmi spune Deana Răileanu și, cum a precizat Nighina, eu voi modera cel de-al treilea panel al discuției noastre. Avem o problemă. Înțeleg că nu sunt auzită. Noi vă auzim bine. Mă auziți bine, deci eu pot continua. Ok. Deci, mersi mult. Organizăm această discuție, cum ați menționat și dumneavoastră, în cadrul Zilei Mondiale a Populației și a Conversației Globale ONU 75, dialog lansat de Organizația Națiunilor Unite despre viitorul lumii. E adevărat, planificam cumva această discuție față în față, însă a intervenit pandemia și din acest motiv discutăm online, însă pe de altă parte pandemia ne-a oferit și un prilej unic, poate să facem o pauză, metaforic vorbind, și să ne întrebăm la ce etapă de dezvoltare suntem și mai ales încotro vrem să o luăm și care este viitorul dezvoltării Republicii Moldova. Răspunsuri la aceste întrebări căutăm astăzi alături de invitații noștri. Doamna Nelia Rusu, secretar de stat la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, domnul Lars Johann Lonbach, șef al misiunii Organizației Internaționale pentru Migrație, doamna Olga Gagauz, cercetător științific principal în cadrul Centrului de Cercetări Demografice, și domnul Alexei Buzu, director al Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare. Bună ziua, dragi invitați, și mulțumim mult că ați acceptat să participați la această dezbatere. Precizăm că evenimentul de astăzi este transmis online pe platforma privesc.eu și pe pagina de Facebook a UNFPA Moldova. Vă îndemnăm, cum zicea și Nighina, să fiți activi și să adresați întrebări invitaților noștri. Eu mă voi strădui să le adresez aceste întrebări. Dacă din lipsă de timp nu vom reuși, pe pagina UNFPA oricum veți primi răspunsuri la întrebările dumneavoastră. Doamnă secretar de stat Nelia Rusu, vă propun să deschideți această sesiune de discuție. Ministerul pe care îl reprezentați în ultimile luni a fost probabil instituția cel mai greu pusă la încercare de pandemie. Anticipez că alături de colegii dumneavoastră ați făcut anumite concluzii despre modul în care criza epidemică și-a lăsat amprenta asupra populației din țară. Ori afectați au fost cu toții, vârstnicii, familiile care cresc copii, tinerii care până nu demult credeau că încheie studiile și își vor găsi un loc de muncă, ori se pare că astăzi nu mai sunt o bună parte dintre ei atât de siguri și atât de optimiști. Din punctul dumneavoastră de vedere, ce schimbări demografice așteaptă Republica Moldova și mai ales cum ne pregătim să le facem față? Dragă Diana, mulțumesc pentru această întrebare. Într-adevăr, ieșim din domeniile de competență ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Perioada respectivă este una foarte complicată pentru a depăși criza pandemică, precum și efectele grave ale acesteia. Mai mult, infecția COVID-19 de fapt este o provocare globală și crizele economice, sociale, medicale și demografice ne îngrijorează, indiferent de poziție, fie suntem guvernați, fie societate civilă, fie cetățenii acestei țări, toți suntem îngrijorați care vor fi consecințele și guvernul întreprinde toate măsurile pentru a diminua aceste efecte negative a crizei pandemice. Mai mult, ziceam la începutul discuției despre faptul că pentru a face scenarii este foarte important de cele date calitative și cantitative care stau la baza acestor simulări. Iată, din care considerăm că acel studiu generație și gen pe care l-am menționat a fost adaptat realităților COVID-19, și am introdus o secțiune separată care se referă anume, deci așa să zic mai corect, conține întrebări
țintite asupra acestei pandemii COVID-19 și considerăm că ne va permite să evaluăm impactul pandemiei și comparabilitatea acestei situații de până la pandemie și de după pandemie. În primul rând au fost introduse întrebări ce țin de relațiile dintre parteneri, părinți, copii, bunici, nepoți, relațiile de muncă, raporturile de muncă, care au fost veniturile persoanelor, care au fost cheltuielile, care a fost accesul la medicină primară și alte întrebări foarte importante pentru a evalua acest impact. În contextul în care vârstnicii de Republica Moldova reprezintă o grupă cu un risc sporit de a, avea complicații ca urmare a COVID-19, acțiunile de fapt au fost targetate către această grupă de către acest grup de persoane, fiindcă era foarte important să menținem bunăstare și sănătatea acestora. Pe perioada pandemiei am organizat ca pensiile acestor persoane să fie aduse acasă de către lucrătorii oficiilor poștare, anume pentru a diminua riscul îmbolnăvirii în rândurile oficiilor poștare. Mai mult, deoarece persoanele vârstnice locuiesc singure, riscul de izolare și lipsa de comunicare, de fapt, este mai mare în cazul acestora și, precum și accesul la cele necesare, servicii necesare în timpul pandemiei. O solidaritate dintre generații și coeziunea socială este cel mai bun răspuns în acest sens. Iată din care considerentele Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a realizat mai multe acțiuni de comunicare pentru vârstnici și pentru măsurile de protecție împotriva COVID-19, cum să aibă grijă de sănătate în autoizolare, cum să-și monitorizeze starea de sănătate pe fundalul bolilor cronice. De asemenea, și domeniul asistenței sociale s-a implicat activ în susținerea persoanelor vârstnice cu produse alimentare, cu produse cu medicamente la domiciliu, cu suport în pregătirea bucatelor sau acelor necesităților personale. Dacă vorbim în cifre, vorbim de peste 1000 de asistenți sociali și peste 1800 de lucrători sociali. Mai mult cu suportul Fondului ONU pentru Populație, deci în idee au fost organizate și pachete produse către persoanele vârstnice care conțin cele necesare. De asemenea, au fost cu suportul și altor parteneri au fost dotați cu mărci de protecție, cu echipamente personale de protecție pentru a discuta cu persoanele vârstnice. La fel este foarte important să menționăm și despre măsurile de protecție socială care au fost luate anume în protejarea persoanelor care și-au pierdut locul de muncă în această perioadă. Vă dumneavoastră s-au făcut referire la acest aspect. Deci au fost acordate ajutor de șomaj pentru persoanele care au revenit de peste hotarele Republicii Moldova, nu aveau stagiu în Republica Moldova, deci nu aveau o experiență de muncă pentru a beneficia de careva prestații, iată că am instituit acele prestații în diferent de stagiu să beneficieze de ajutor de șomaj să omitem excluziunea socială. Mai mult au fost finanțate de la bugetul de stat suplimentar acele măsuri active de ocupare în câmpul muncii pentru a spori șansele de angajare și pentru a îndrepta acțiunile anume în contextul în care sunt necesare deci acțiunile guvernului. De asta eu vreau în final să menționez că acele provocări și probleme cu care se confruntă de fapt guvernele întregii țărilor unde pandemia COVID-19 a afectat economia statelor și bunăstarea populației vor fi în continuare realizate de către guvern. În discuție cu, într-un dialog constructiv între autorități, cu societatea civilă, cu cetățenii pentru a găsi cele mai bune răspunsuri la aceste provocări.
Doamna secretar de stat, mulțumim mult pentru punctul dumneavoastră de vedere și mai ales pentru parteneriatul durabil pe care de-a lungul anilor UNFPA Moldova l-a dezvoltat cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Precizez că evenimentul de astăzi este organizat de UNFPA Moldova în parteneriat cu Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, Biroul Național de Statistică, Ministerul și Oficiul Coordonatorului Rezident ONU Moldova. Organizația Internațională pentru Migrație este un alt partener cheie când e vorba de analiza fenomenului migrației. Domnul Lars Johan Lonnback este șeful misiunii Organizației Internaționale pentru Migrație. O întrebare pentru domnia sa, Mr. Lonnback. Thank you very much, first of all, for being with us. Mulțumesc pentru faptul că sunteți cu noi astăzi și un raport recent emis de către IOM Moldova. Migranții care se întorc din cauza COVID-19 ar putea aduce recuperarea în țară. Ați putea să vorbiți despre acest lucru mai mult și credeți că Moldova va reveni diaspora? Thanks very much for the question and first of all vă mulțumesc pentru întrebare foarte mult. În primul rând, mulțumesc Nigini pentru organizarea acestui eveniment și pentru invitarea OIM-ului la aceste discuții la ONU 75 care organizează conversații la nivel global este absolut important. Și este un aspect foarte important pe care trebuie să-l detaliem, cum ați menționat și dumneavoastră, criza COVID. Și eu voi acoperi aspectele astea din punctul de vedere al migrației. În primul rând vreau să vă zic că OIM are impresia că logica migrației s-a schimbat un pic. Toată lumea cunoaște restricțiile și verificările la frontieră și implozia zonei de Schengen. Zona Schengen a avut un efect enorm asupra logicii migrației, dacă putem spune așa, proximitatea geografică a Moldovei la Uniunea Europeană, care este peste noapte poți să ajungi dintr-o parte în alta și sau este foarte ieftin de fapt să călătoriești și este accesibil pentru populația Moldovei. Și după cum spunea și doamna Istrati, referitor la integrarea datelor statistice privind migrație în datele generale, eu vreau să menționez că integrarea acestor date este absolut indispensabilă și viața social-economică a Moldovei, având în vedere aceasta, trebuie să înțelegem situația diasporei și voi arăta o prezentare PowerPoint foarte scurtă cu aceste date, doar într-un minut. Pentru prima dată, în timp de decenii, probabil vom vedea o întoarcere semnificativă și susținută a moldovenilor în țara de baștină. Am menționat că am făcut un studiu și din studiul acela rezultatul era că 30% au menționat că aveau planuri să revină. Acest lucru va însemna că mulți dintre cei care susțin că planifică să se întoarcă pentru totdeauna. Și un alt aspect important este că foarte mulți se vor întoarce cu abilități și poate chiar cu posibilități de a investi în țările lor. Și pe partea negativă, totuși, va fi o creștere semnificativă a remiterilor și acest lucru va avea un impact enorm asupra persoanelor care beneficiau de acele remiteri și vom mulți mii de gospodării casnice din Moldova depindeau în mod direct de remiteri. Și acum vreau să vorbesc slide după slide. Acum încerc să deschid prezentarea în PowerPoint pe care am pregătit-o pentru
acest eveniment. În primul și în primul rând, aș vrea să zic că ODD-urile a fost un impuls considerabil pentru starea datelor privind migrația, mai ales țintele care se referă la statutul de migrant, care analizează anumite aspecte când dezagreghezi datele. Și un lucru important era locația geografică sau alte lucruri care trebuiau să fie luate în calcul. Și din cauza aceasta, OIM, Centrul de Analiză a Datelor Migrației în plan global, care este amplasat în Berlin, a făcut o analiză pentru a consolida rolul datelor privind migrația și pentru a promova dovezile ca bază. Și după cum o să vedeți pe pagina electronică GMDAC, am analizat și aceste aspecte. În primul și în primul rând, vreau să analizăm studiul diasporii Moldovei, pe care l-am menționat. A fost făcut în perioada 17 aprilie, 17 mai, 10 țări, practic toate din Uniunea Europeană sau majoritatea. Am avut o rată înaltă de răspuns și am avut niște exerciții mai profunde cu liderii diasporii, cu care păstrăm legătura. Primele rezultate ale acestui studiu a fost că vasta majoritate au raportat că au fost negativ afectați de criza COVID, mulți au pierdut locurile de muncă sau locurile de muncă au fost suspendate, a fost înregistrată o descreștere semnificativă a veniturilor și, de asemenea, important a fost că mulți dintre cei care au participat au spus că pierdeau locuințele sau locurile de trai. De asemenea, vom vorbi și despre aspectul de remiteri. 80% au spus că au descrescut remitere și 90% au raportat că remiterile au descrescut cu peste 80%. 41% din respondenți au susținut că ei nu au mai trimis remiteri din momentul declanșării crizei. Cu referire la populație, statisticile cu privire la populație, 30% din persoanele intervievate planificau să revină în Moldova și vreau să zic că lucrul ăsta este destul de interesant, pentru că OIM presupune că aproximativ 30-35% din toată diaspora Moldovei este într-un fel de migrație pe termen scurt. Și aici vedem o corelare semnificativă cu numărul de persoane care au susținut că vor să revină în acest moment. Am făcut niște calcule așa foarte aproximative ce ar însemna asta ca cifre de persoane și ne gândeam că aceste persoane planificau să revină. Era cam o pătrime dintr-un milion de persoane. Din toate aceste persoane, 67%, aproximativ 170.000 de persoane, planificau să revină cât de curând posibil, adică de îndată ce restricțiile sau măsurile la frontieră vor fi anulate, asta ar însemna cam la sfârșitul verii, la începutul toamnei. 30% spun că pentru că nu au un loc de muncă, ar fi motivul și mai sunt și alte motive pentru care aceste persoane au decis să părăsească acele țări și să revină. Un lucru interesant este că, practic, la fel de mulți din cei care planifică să revină, tot atâția planifică să revină și să stea. Adică unii revin, după care se clarifică lucrurile, vor să plece, alții vor să rămână, dar depinde deja de cum vor evalua lucrurile și când va reveni normalitatea. O abordare la datele statistice migranții moldoveni spun că vor acționa în dependență de cum vor evolua lucrurile. Și
e vorba despre valorificarea impacturilor pozitive a reîntoarcerii acestor persoane cu referire la redresarea timpurie după criza COVID-19. Ziceam că 19% din persoanele revenite vor aduce cu sine abilități, ceea ce va însemna 32.000 de persoane și 26% din cei care vor se vor întoarce, vor aduce și investiții. Aceasta este o nouă schimbare, ceea ce reprezintă 31%. Am încercat să juxtapunem aceasta cu programele agențiilor de implementare, adică ca să poată să acopere aceste 32.000 de persoane care se vor întoarce cu investiții, trebuie programele să fie intensificate. Ce înseamnă că la moment există programul PARE 1 plus 1, dar nu este suficient. De aceea, aceste programe trebuie să fie extinse semnificativ. Un alt domeniu pe care l-am analizat este sprijinirea comunităților care revin, care se întorc. Este un număr nesemnificativ de oameni, practic, care au nevoie de sprijin social la momentul întoarcerii. E o cifră mică, mică de tot, dar atunci când examinăm impactul asupra gospodăriilor casnice, 38.000 de gospodării casnice ar putea să nemerească sub pragul de sărăcie dacă nu mai primesc remiteri. Și doar contrapuneam aceasta cu programul actual, cu ajutor social, care sprijină aproximativ 50.000 de gospodării casnice și în acest sens ar putea să aibă loc un deficit destul de mare. Și un ultim lucru pe care vreau să-l menționez este vrem să sprijinim remigrarea, adică cei care revin, după care intenționează să plece înapoi în UE sau alte zone. La moment, migrația în mod tradițional are loc foarte spontan și vor fi cei care vor facilita lucrurile astea și cu siguranță lucrul ăsta trebuie luat în considerație, în special în situația actuală cu COVID, în legătură cu riscurile pentru sănătate. Câteva concluzii. Practic, remiterile s-au oprit, acest lucru are un impact foarte mare, în special asupra celor familii care nimeresc sub linia de sărăcie. Persoanele care se întorc din cauza COVID ar putea să reprezinte o valoare mare pentru Moldova pentru că aduc cu sine abilități și investiții. Foarte puțin vor avea nevoie de asistență socială la întoarcere. Cei care vor vrea să reemigreze vor trebui să fie parte dintr-o abordare mixtă așa. Asta cam am vrut să spun. Vreau să anunț că vom face un studiu. Urmează să facem un studiu în Moldova, vom examina situația persoanelor care au revenit în perioada crizei COVID și vom avea rezultatele deja această lună, sper. Acest studiu se face în colaborare cu SDC, mulțumesc Caroline pentru interes, dar îl facem împreună și cu Banca Mondială și cu BERD și în mod firesc cu un șir de instituții guvernamentale din Republica Moldova ca să facem studiul care urmează să fie implementat de cea mai mare calitate, cea mai înaltă calitate. Vă mulțumesc pentru atenție și dacă aveți întrebări, vă rog. Domnul Longbeck, foarte mult pentru că ați împărtășit cu noi aceste concluzii și aceste idei. Colegi, dacă aveți întrebări, vă rog să semnalizați cumva. Nu? Bine, atunci cu permisiunea dumneavoastră, mergem mai departe. Șeful misiunii Organizației Internaționale pentru Migrație în Republica Moldova. Cum spunea la începutul acestei discuții doamna secretar de stat, doamna Nela Rusu, schimbările demografice vor determina autoritățile să-și revadă politicile de dezvoltare, probabil pe toate domeniile și
Tocmai aici un rol important le revine instituțiilor de cercetare, organizațiilor societății civile, care ar putea sprijini Guvernul Republicii Moldova în punerea în practică acestor politici. Cifrele cu care operează UNFPA în Moldova la nivel global arată că măsurile impuse de COVID-19 ar putea duce la 7 milioane de sarcini neplanificate în următoarele luni. Invitata sau următoarea întrebare o adresez doamnei Olga Gagauz de la Centrul de Cercetări Demografice. Doamna Gagauz, ce prognoze are instituția pe care o reprezentați pentru evoluția fertilității în Republica Moldova pentru următorii ani, ținând cont inclusiv de condiția socială în care ne aflăm cu toții? Bună ziua! Mă auziți? Da. Eu vă mulțumesc pentru această invitație și pentru întrebare. Există mai multe informații referitoare la schimbări demografice și în special diferite opinii ale experților că această pandemie COVID poate să producă un număr mare de nașteri neplanificate. Dar pentru Republica Moldova aceste presupuneri că după pandemie se poate aștepta o creștere a natalității nu sunt întemeiate. Creșterea natalității poate fi observată în urma numărului de sarcini neplanificate, în special pentru țările în curs de dezvoltare din continentul african sau din Asia. În Republica Moldova, ca și în alte țări europene, numărul de copii doriți prezintă o dimensiune destul de stabilă. Oamenii își planifică numărul de copii doriți și intervalele dintre nașteri. Datele existente privind consecințele crizelor anterioare, inclusiv a epidemiilor, ne permit să prognozăm scăderea natalității peste 7-9 luni după pandemie. Acest fapt va fi determinat de amânarea nașterilor planificate pentru o perioadă când situația se va stabiliza. Trebuie să ținem cont că multe familii tinere s-au confruntat cu scăderea veniturilor, cu problemele legate de îmbinarea rolurilor profesionale și familiale în condițiile de lucru la distanță, în special mamele cu copii de vârste mici și care cer o supraveghere continuă. Totodată, incertitudinea în viitorul apropiat, ce va fi peste 6 luni, ce va fi peste un an, în ceea ce privește venitul, locul de muncă, posibilități de înrolare a copiilor în grădinițe, de asemenea, evoluează ca un factor care poate provoca o pauză în planificarea nașterii unui copil. Totodată trebuie să ținem cont că în perioada pandemiei a avut loc și scăderea numărului de căsătorii din cauza că oficiile stării civile nu au lucrat în regim obișnuit și ceremoniile de înregistrare a căsătoriilor tot au fost amânate. Dat fiind faptul că totuși majoritatea cazurilor nașterea copiilor are loc în cadrul căsătoriilor, această situație de asemenea va contribui la amânarea nașterilor planificate după încheierea căsătoriei. În afară de acestea urmează să menționez că, de regulă, în perioadele de criză, amânarea nașterilor are loc preponderent în cadrul populației bine educate, care mai riguros își planifică evenimentele demografice. Când în rândul populației sărace, pentru care dificultăți, insuficiența veniturilor sunt obișnuite, poate să aibă loc mai multe nașteri neplanificate, în special având în vedere că în această perioadă a fost și un acces limitat la servicii de planificare familială, inclusiv la avorturi. Astfel, în perspectiva de scurtă durată, putem aștepta scăderea numărului de nașteri și o creștere temporară a acesteia după stabilizarea situației, ca rezultat al realizării nașterilor amânate. Dar din perspectiva de lungă durată, trendul general de reducere a natalității este
ireversibil și despre acest fapt noi am anunțat de mai multe ori în baza evidențelor existente, în baza prognozelor demografice produse de Centrul de Cercetări Demografice. Scăderea natalității în Republica Moldova se înregistrează de la sfârșitul anilor 80 ai secolului trecut. Creșterea temporară observată în anii 2009-2015, când s-au înregistrat circa 40.000 de nașteri, a fost determinată de intrarea în vârstele reproductive a generațiilor numeroase născute la mijlocul anilor 80. În ultimii ani observăm o scădere continuă a numărului de nașteri. În anul 2019 s-au născut doar 32.000 de copii, cu 2,7 mii mai puțin decât în anul 2018. Conform prognozii demografice a Centrului de Cercetări Demografice, care noi am realizat încă până la pandemie, și deci schimbările care posibile n-au fost luate în considerare, în anul 2020 numărul de nou născuți va fi mai mic decât în anul 2019, aproximativ cu 1.000 de persoane, cu 1.000 de nou născuți. Și acest fapt se datorează structurii populației, mai exact scăderii efectivului femeilor de vârstă reproductivă. Impactul pandemiei COVID-19 asupra natalității nu va fi resimțit în anul 2020, deoarece în acest an se vor naște copiii concepuți în anul trecut și în primele luni ale anului acesta, adică până la pandemie. Efectul pandemiei vom vedea în special în prima jumătate a anului 2021. Dar această scădere posibilă după stabilizarea situației și revenirea la un mod de viață obișnuit, deci natalitatea se va restabili la nivel caracteristic până la pandemie. Deci așa arată analizele științifice realizate pentru perioadele de criză. Dar tendința generală de scăderea natalității va continua în termen de numărul de nașteri pentru ani calendaristici, chiar dacă rata totală de fertilitate se va menține la nivelul actual, adică 1,8-1,7 copii per femeie de vârstă fertilă. Conform prognozei demografice, către anul 2035, numărul de nașteri se poate micșora până la 20.000. Pentru anii calendaristici. Și problema principală constă în scăderea numărului de femei de vârstă reproductivă. Tinerii pleacă din țară, respectiv se deteriorează și potențialul reproductiv al țării. Astfel, conform prognozelor noastre, pandemia nu poate schimba tendințele de lungă durată. Ea va accelera sau va încetini tendințele existente. Doar revenirea în masă a migranților în Republica Moldova și nu pentru o perioadă scurtă, dar pentru a trăi și a munci acasă, poate aduce schimbări pozitive în dinamica demografică, inclusiv în dinamica nașterilor. Doamna Gagauz, vă mulțumesc mult pentru aceste cifre și concluzii care, chiar dacă pe alocuri sunt îngrijorătoare, dar cum spunea doamna Tisot la începutul evenimentului, mai bine să le cunoaștem și să știm foarte exact ce avem de făcut pe viitor și cum să ne îndreptăm inclusiv politicile. Vă mulțumesc mult pentru concluziile dumneavoastră. Un recent editorial semnat de Alana Armitaj, directoarea biroului regional UNFPA pentru Europa de Est și Asia Centrală, constata cu îngrijorare că vârstnicii sunt cei care au fost afectați în mod special de pandemia de COVID-19. Tocmai despre provocările pe care le întâmpină astăzi persoanele în etate, vreau să discutăm cu domnul Alexei Buzu, directorul Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare. Domnule Buzu, din punctul dumneavoastră de vedere, ce ar trebui să se întreprindă în prezent, ca suferința vârstnicilor să nu fie și mai profundă în perioada de post-pandemie, după ce se încheie tot prin ce trecem în acest moment? Bună ziua, Diana! Mersi pentru această oportunitate de a participa la acest eveniment. Într-adevăr, această pandemie
are un efect disproporționat pentru persoana vârstnică. Dacă ne uităm, spre exemplu, la ratele de letalitate, practic ele se dublează cu cât avansăm pe grupurile de vârstă. Dacă, spre exemplu, rata de letalitate pentru grupa de vârstă de 40-49 de ani undeva este 1%, pentru grupa de vârstă 50-59 deja e 2.3% și se dublează la 7% pentru grupa de vârstă de 60-69. Și pe lângă efectele directe asupra sănătății și riscurile de sănătate asupra persoanelor în vârstă, mai există un risc semnificativ care cu siguranță va trebui să fie abordat în perioada când, cel puțin de tranziție, când noi toți trăim cu acest virus în societate și cu siguranță după perioada de post-COVID, perioada de revenire la normal. Și situația dată se referă la riscul de izolare socială a persoanelor în vârstă. Pentru că există un risc real a unor efecte mult mai semnificative pentru sănătatea persoanelor în vârstă, s-a creat această percepție că, uite, cel puțin în perioada de urgență, persoanele în vârstă trebuie să fie izolate, dar situația dată nu poate să continue la nesfârșit. Da? Și, spre exemplu, noi am făcut studii în care am întrebat persoanele, tineri, persoane adulte, care este sentimentul lor, cât de periculoase sunt locurile publice în Republica Moldova. Și undeva 40% au spus că da, uite, sunt periculoase. Când am întrebat cât de periculoase ar fi pentru persoanele în vârstă, 80% au spus că sunt periculoase. Da? Deci se creează impresia că în perioada de pandemie unica soluție pentru persoanele în vârstă este să stea acasă și nevoia asta de protecție, de distanțare fizică se transformă într-o izolare socială și consecințele acestea o să fie că, de fapt, în timp persoanele vârstnice o să se retragă și mai mult din sfera productivă a societății și a comunităților. Mă refer la atât la piața muncii, la participare, inclusiv la participarea la vot, la procesul de învățare și așa mai departe. Un alt element foarte important care iarăși a ieșit în evidență în această perioadă este că persoanele în vârstă, pe lângă faptul că au fost izolate fizic și social, ele au fost izolate și digital. Deci în Republica Moldova datele arată că doar 10% din persoanele și cuprins între vârsta de 60 plus utilizează internetul zilnic. Da? Și asta înseamnă că, spre exemplu, foarte puține persoane din acest grup de vârstă pot să lucreze de acasă în perioada de pandemie. Pentru că dacă tu nu ai acces la tehnologii informaționale, nu poți să le permiți sau nu ai deprinderile necesare, tu nu poți să lucrezi de acasă. Și atunci ești pus în situația în care fie trebuie să renunți la locul de muncă sau să te expui la anumite riscuri atunci când mergi la serviciu. Și cu siguranță un răspuns din partea autorităților, atât în perioada în care noi învățăm să trăim cu acest virus, cât și după perioada când se găsește o soluție mai permanentă a acestei pandemii, este să reducem semnificativ acest decalaj digital. Noi în Republica Moldova de aproape un deceniu implementăm o reformă destul de bună, cred eu, a guvernanței electronice. Din păcate, această reformă nu a fost inclusivă pentru persoanele în vârstă. Deci, respectiv, în acest sens, cred că trebuie să depunem un efort mult mai ambițios și mult mai semnificativ. Deci asta, după mine, ar fi răspunsul. Deci trebuie să ținem cont de nevoile specifice ale vârstnicilor, trebuie, pe lângă mesajele de izolare, trebuie să le oferim mesaje și comunicare prin care să le dezvoltăm abilități de a identifica, de a recunoaște riscurile de infectare, de a le gestiona, să le oferim instrumente și modele de protecție
și să asigurăm o ajustare rezonabilă acolo unde este posibil. Și cuvântul cheie după mine ar fi împuternicire și îmbătrânire activă. Deci trebuie să dublăm, să triplăm efortul de îmbătrânire activă, să ne asigurăm că faptul că o persoană devine vârstnică nu înseamnă că această persoană este condamnată la izolare, mai ales în contextul profilului demografic din Republica Moldova. Alexei, mulțumim mult pentru aceste concluzii și mai ales soluții pe care le oferiți pentru a sprijini vârstnicii din Republica Moldova. Dragi prieteni, ne apropiem de finalul celui de-al treilea panel al discuției noastre. În acest moment vreau să ofer pentru concluzii, vreau să ofer microfonul doamnei Nelea Rusu, secretar de stat la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, doamna Rusu. Deci, în concluzia tuturor celor discutate de astăzi, considerăm de fapt că COVID-19 este o tragedie, este o tragedie umană și din această cauză este vital pentru noi toți să învățăm cât mai multe lecții din această situație. Or COVID-19 de fapt ne-a învățat lecții de solidaritate, de unitate și de implicare. Am avut și este oportunitate deci, să învățăm care sunt și să înțelegem care sunt lacunele cu care s-au confruntat sistemele, atât în Republica Moldova, cât și în întreaga lume. Cum se comportă populația în situații de criză, ori trebuia să învățăm din mers, să acționăm prompt, nu doar din punct de vedere profesional, dar și din punct de vedere al raporturilor de familie, relațiilor noștri cu copilașii și cu părinții, cu persoanele în etate, cu bunicii noștri. Deci, practic, prin prisma mea personală, spun că zilnic sunam bunica să văd care este situația, să discutăm chiar dacă agenda undeva nu permitea acest lucru, ori discuțiile în astfel de situații sunt cruciale. De asta este foarte important că să înțelegem că doar cu eforturi consolidate putem depăși orice problemă sau criză și este foarte important implicarea tuturor în gestionarea acesteia. De asta țin să mulțumesc foarte mult pentru această posibilitate de a avea această discuție astăzi partenerilor noștri în IFTEI Moldova, Agenției Elvețeană pentru Dezvoltare și Cooperare, precum și domnului și oficiului coordonatorului rezident de Corpul Moldova, de asemenea partenerilor noștri Biroul Național de Statistică și domnilor Budu Alexei, doamnei Olga Găgăuz, care ne-au prezentat date atât de importante și viziuni atât de valoroase în contextul în care trebuie să gestionăm în continuare această pandemie și să reușim să minimizăm consecințele acesteia. Eu mulțumesc foarte mult! Doamna Nelea Rusu, mulțumim și noi pentru participarea la această discuție. Dragi colegi, cu aceste lecții și concluzii pe care fiecare dintre noi poate ar trebui să analizeze, eu vă mulțumesc pentru participarea la această dezbatere și mulțumesc și UNFPA Moldova pentru ocazia care mi-a oferit-o să moderez acest panel de discuții. O rog acum pe reprezentanta rezidentă ONU UNFPA Moldova, doamna Nighina Bazade, să încheie evenimentul. Nighina. Thank you very much, Diana. Mulțumesc frumos, Diana. Dragi colegi, noi aproape suntem 8.000 de oameni conectați la acest eveniment. Asta înseamnă că ceea ce discutăm noi astăzi chiar este important, rezonează cu societatea și cu viața lor de zi cu zi. Eu vreau să mulțumesc tuturor paneliștilor noștri distinși pentru faptul că s-au alăturat nouă astăzi, că și-au împărtășit viziunile, perspectivele, gândurile care ne vor ghida în intervențiile noastre comune, viitoare, în jurul datelor, în abordarea provocărilor demografice. Acestea fiind spuse, vreau să concluzionez această conversație online de astăzi pentru celebrarea zilei populației
mondiale. Deci nu este ultimul dialog pe care îl organizăm. Mai multe vor urma. Mulțumesc frumos și doresc tuturor un weekend plăcut. Mulțumesc frumos. Mulțumesc și la revedere. La revedere.